Generatorul a fost adus încă de dimineață, după ce pe holurile clădirii abia vedeai să mergi. Reprezentanții FNME spun că prin deciziile radicale luate, conducerea CEO nu face altceva decât să demonstreze încă o dată că îi este teamă de sindicatele conduse de Marin Condescu. Îi vor evacuați pe sindicaliști după ce liderii FNME au solicitat începerea negocierilor pentru actele adiționale la contractul colectiv de muncă. Încercăm cât de să existăm la condiții minime. Am mai spus-o și ieri, vom rezista în continuare. Nu ne dăm bătuți în fața lui Ciurel și Răuț. Rău e că am ajuns la democrația anilor 50. Sunt vinovați administrația CEU împreună cu unii colegi de-ai noștri care s-au dat cu ei. Ăsta sunt metode de tachinare și de dezbinare a mișcării sindicale. Asta e, luptăm în continuare. Prin măsurile luate, managerul Laurențiu Ciurel uită că și angajații clubului Pandurii Târgu Jiu au de suferit. Ba mai mult, managerul complexului energetic Oltenia trece cu vederea contractul încheiat cu echipa de fotbal gorjană. Uită chiar și că, potrivit contractului colectiv de muncă, are obligația să asigure un sediu organizațiilor sindicale. Păcate și pentru clubul Pandurii, că la care CEO este asociat, club care are înțelegere din 2010 pe 10 ani pentru sediu gratuit. În sediul din centrul municipiului Târgu Jiu își desfășoară activitatea 12 salariați ai federației, dar și câțiva dintre angajații clubului sportiv Pandurii Târgu Jiu.